Tensiunea a atins cote alarmante pentru că în joc fusese pusă o recompensă inedită, și anume carne. Pentru că toți concurenții au nevoie de proteine, lupta a fost acerbă și nervii au fost întinși. Cătălin Smărândescu a făcut o nouă amenințare, de data aceasta la adresa lui Blaze la Survival România 2022. Asta pentru că războinicii au avut o atitudine nepotrivită de fiecare dată după ce câștigau meciuri. Între Cătălin Smărândescu și Blaze există un conflict mocnit după ce războinicul l-ar fi înjurat pe Faimos. Cu toate că Blaze s-a apărat spunând că echipa sa, în euforia victoriei, a înjurat echipa adversară, Smărândescu nu-l scapă din ochi. Acesta a mai avut o izbucnire nervoasă la adresa războinicilor, motiv pentru care a fost pedepsit de Daniel Pavel. Acesta i-a spus unei colege de echipă că Blaze și-o caută cu el de 2 săptămâni. Abia l-aștept că și-o cere. De 2 jocuri și-o cere. Încă nu, dar e la limită. Blaze e la limită, a spus Cătălin Smărândescu după ce Faimoșii a pierdut proba. Smărândescu, hai că-l mănânc în pe Blaze, abia aștept să greșească. Emil Rengle, băi, cam penibil să-și o ceară, sincer, Smără, abia l-aștept că și-o cere. De 2 jocuri și-o cere, încă nu, dar e la limită. Blaze e la proba limită, a spus Cătălin Smărândescu după ce Faimoșii au pierdut proba. E următoarea mea țintă, abia l-aștept, încă nu, dar e la limită. Pentru prima dată în acest sezon, în echipa vedetelor, a fost introdus Marian Drăgulescu, celebrul gimnast cu grad în armată, și dansatoarea Natalia Duminică. Natalia Duminică a mai participat la emisiuni TV precum Splash, Vedete la apă, dar și România au talent în anul 2018. Sunt dansatoare profesionistă și am venit la Survivor deoarece vreau să câștigăm, a mărturisit aceasta. S-a prezentat apoi și Marian Drăgulescu, care acum face parte din echipa Faimoșilor. Sunt antrenor de gimnastică, am acceptat pentru că va fi o experiență inedită de care sper să ne bucurăm la maximum. De asemenea, în tabăra opusă au intrat tot 2 concurenți noi. Este vorba despre Oana Ciocan, liber profesionist, 24 de ani, Doru Răduță, ITist, 31 de ani. Este genul meu de competiție și îmi doream să ajung aici și să mă bucur de Survivor, a zis Oana. Sunt amator de senzații tari, de adrenalină și fac tot posibilul să-mi ajut echipa, a spus și Doru Răduță. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!